Mulțumim să veniți să-ți mulțumim pentru această dimineață. În numele Lui Iisus Hristos, Doamne, Tată, îți mulțumim că ne-ai ajutat să ajungem aici, Doamne. Îți mulțumim pentru acest timp minunat, Doamne. Îți mulțumim că Tu ne-ai vorbit, Doamne. Îți mulțumim că ne-ai mângâiat, Doamne, și vei aduce răspuns, Doamne, întrebările noastre, Doamne, Iisus.
citesc un verset. Și aș vrea pornind de la el, aș vrea să mergem cu atmosfera asta. Și te încurajez în dimineața asta, pur și simplu, uită de cine e stânga și dreapta. Dacă nu ești doar tu cu Dumnezeu, în intimitatea ta, degeaba ai venit aici. Uite cine este în mașină. Dacă nu te interesează asta, nu te duce în cer, nici nu te coboară în iar și din lângă tine. Nici nu te sfințește, nici nu te face păcătos. Concentrează-te pe Dumnezeu în viața asta. Și există o mustrare dată unei categorii de oameni din partea lui Iisus, care scoate în evidență un adevăr care struncină tot, dacă îi dai voie să struncine în tine. Ce vai de voi, fariseilor, căci voi dați zecioară din mentă, din rută și din orice zarzavat, dar neglijați dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. Dați zecioară din toate, dar neglijați dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. E o mustrare făcută unei categorii de oameni care au căzut și s-au răcit. Unor oameni care s-au împietrit. Pentru că și ei au ajuns în stadiul ăsta dintr-un motiv. Pentru că au fost foarte religioși și au făcut treburile lor religioase. Și-au dat zecioară, contribuiau la biserică, veneau să ne-au condica că au venit la sinagogă, se implicau în tot felul de chestii sociale și făceau religia lor cu vârf și îndesat. Cu responsabilitate. Cu acea responsabilitate încât Iisus i-a zis, dacă neprihănirea voastră nu trece pe a lor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Și Iisus merge mai departe și le spune, ați neglijat dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. Eu cred că piatra cea mai zdruncinată din biserică în ziua de azi e dragostea lui Dumnezeu. Nu le-a spus că ați neglijat dragostea față de Dumnezeu. Că aia se manifesta prin toate actele religioase ce le făceau ei. Deci nu e dragostea față de Dumnezeu, ci e dragostea lui Dumnezeu față de voi. Vă asta ați neglijat-o. Și ați născut niște oameni religioși care practică o religie și o propovăduiesc mai departe. Ați neglijat dragostea lui Dumnezeu, pentru că ăsta e punctul central. Asta e piatra din capul unghiului. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu că a dat pe Iisus, care e piatra din capul unghiului. Și adevărul asociatului e tocmai dragostea lui Dumnezeu față de tine. Și când vii la închinare, când vii în casa lui Dumnezeu, dacă nu vii cu adevărul ăsta, ești un simplu fariseu care nu poate experimenta pe Dumnezeu. Și așa de mult își dorește Dumnezeu ca fariseii să experimenteze pe Dumnezeu. Tu nu ai nevoie de o religie. Tu ai nevoie de o întâlnire cu Dumnezeu personală și nu poți să ai o întâlnire personală cu Dumnezeu până vreme, câtă vreme nu ești conștient puternic de dragostea Lui pentru tine. Și omul religios zice, da, Dumnezeu mă iubește pentru că îmi dau zecială, pentru că merg la biserică, pentru că fac eforturi, pentru că sunt băiat bun și femeie de treabă și pentru că nu flirtez și pentru că nu știu ce și nu știu cum. De asta mă iubește Dumnezeu. Nu e adevărat, pentru că Dumnezeu a iubit lumea și dacă biserica nu înțelege că e iubită de Dumnezeu, va neglija dragostea lui Dumnezeu față de ea. Și știi ce o să nască? O să nască un alt om religios, o altă cultură de religie. Și aș vrea dimineața asta, ia fiecare dintre noi, stai înaintea lui Dumnezeu și gândește-te la dragostea Lui, gândește-te dacă ai neglijat-o. Ceea ce faci tu pentru Dumnezeu e pentru că vrei să-L impresionezi sau pentru că știi că ești convins până în mădva oaselor că te iubește cu o afecțiune fabuloasă, că te iubește cu o pasiune, nu te iubește cu un concept așa mental. Te iubește cu pasiune și când asta neglijezi, se nasc farisei în viețile noastre. Și aș vrea să mai cântăm o dată, să mai cântăm cântecul ăsta, nu l-am consumat. Și stai înaintea lui Dumnezeu și în ciuda faptului că nu simți în dimineața asta, și știu că sunt unii dintre voi care nu simțiți că sunteți iubiți de Dumnezeu, sunteți iubiți de Dumnezeu. Și tocmai de asta lucrurile nu se schimbă în viața noastră, pentru că rămânem blocați, că Dumnezeu nu ne iubește, că Dumnezeu nu e interesat de noi, că Dumnezeu nu e pasionat de noi și tocmai de asta rămânem în aceeași religie, în aceeași religie care nu pornește la cheie niciodată. Și avem nevoie să schimbăm ceva în viața noastră. Ați neglijat dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. Aș vrea să începem să cântăm și să ne rugăm și concentrează-te pe un singur lucru în viața asta.
pe faptul că Dumnezeu te iubește, în ciuda faptului că ești păcătos, în ciuda faptului că nu-ți asculți părinții, în ciuda faptului că îți întâlnesc poate copiii la mânie sau că unii nu ești drept în afaceri și în bani și în toate aspectele și în relații, în ciuda la faptul ăsta Dumnezeu te iubește și vrei să lași adevărul ăsta să curgă în tine. Hai să vezi cum începi să fii transformat, că știi ce? Stând aproape de foc, te încălzești. Stând aproape de foc, te dezbraci de religia ta care este îmbrăcată, te dezbraci de dreptatea ta autoimpusă, te dezbraci de stima ta de sine, te dezbraci de tot, de toate, că stai lângă un foc în fața căreia n-ai nevoie de nimic să fii peste de pe tu să fii acolo, tu și Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Hai să vedem dacă am neglijat dragostea lui Dumnezeu din inimă. Și hai să ne abandonăm înaintea lui Dumnezeu și să ne concentrăm pe asta, pe adevărul ăsta. Căci dacă fariseii n-ar fi neglijat dragostea lui Dumnezeu, n-ar fi fost farisei, ar fi fost biserică. Haideți să ne mergem înaintea lui Dumnezeu și să ne întâlnim toată inima noastră.
Dar resurse, mare este slavă și glorie, care o vezi.
vorbit. Împărăția lui Dumnezeu... Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o femeie și femeia asta e imaginea bisericii, care a luat o bucată de drojdie, a pus-o în 3 măsuri de aluat și drojdia aia a afectat aluatul. A făcut-o să crească. Și spune că împărăția lui Dumnezeu e ca femeia care a luat drojdia, a băgat-o în aluat și a luat-o a crescut și a mâncat pâinea că rămânești când te duci acasă. Fără drojdia aia, e fără gust, nu poți să o mănânci, pică pe stomac și se lipește acolo. Tu și eu avem o poziție în Hristos de care trebuie să încep să meditez. Pur și simplu trebuie să meditez. Dacă nu meditez, degeaba doar o auzi. Degeaba doar auzi dacă nu încep să meditez. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu și porunca și profeția zice așa, cugetă zi și noapte, n-a zis doar auzi. Cugetă, cugetă, meditează la adevărul ăla și iar revină la el și iar revină la el până când ai să vezi că începe să devină parte din tine, până când începi să-ți dea ghies și curaj și îndrăzneală de nu te mai poate opri nimeni. Și David, vreau să vedeți o chestie și să vă uitați în viața voastră după care vreau să mergem cu atitudine nouă mai departe și să cuceriți ceva din voi, spiritual să cuceriți ceva. A venit David într-o zi și cineva i-a luat soția și l-a trimis acasă. Și l-a trimis de acasă, prin pustie. Și David a fi zis, băi, până aici mi-a fost. Ba nu, nu până aici mi-a fost, ci până cum i-a fost la situația asta tensionantă. Mai bine nu mă stârnea, pentru că m-a stârnit, eu reprezint împărăția lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu e pace, e bucurie, e prosperitate, e dărnicie, e curaj, e vindecare, e îndrăzneală, nu e frică, nu e teamă, nu e cu coada așa între picioare și să stăm noi și fonați acolo. Noi nu suntem niște agenți dintre aia cu nădragi tremurând pe noi. Noi suntem reprezentanții lui Dumnezeu. Și vreau să vă zic o chestie cu asta. David a recucerit, știi că soția lui i-a revenit lui și a fost a lui. După care David se implică în viața unor oameni și oamenii aia vor să-l omoare. Și David zice, până acum i-a fost, până aici i-a fost împărăția Întunericului. Mai bine mă lăsa, pentru că nu m-a lăsat în pace și i-a stârnit pe oamenii împotriva mea. Știi ce o să fac împărăția lui Dumnezeu de mine? O să convertească pe ăștia 700 de oameni în niște oameni care își vor împlini destinul. Și au ajuns generali, au ajuns un Ioab, au ajuns oameni alergători, au ajuns războinicii lui David care s-au luptat uriașii și vine împărăția Dumnezeului și te momește să te prostească, n-a că ți-am făcut-o. Și David a zis, mai bine mă lăsa în pace, nu mai lăsat în pace, eu sunt împărăția lui Dumnezeu și știi ce? O să convertesc totul ăsta, pentru că Iisus a zis așa, că împărăția lui Dumnezeu e o drojdie și știi ce? Când pui tu drojdia în aluat, nu vezi cât crește, nu vezi procesul din interior, dar se întâmplă și doar o vezi într-o jumătate oră. S-au urcat o cam și zice, e bun acum. Exact așa și împărăția lui Dumnezeu de tine. Meditează la lucrurile astea, că nemeditând, doar auzindu-le, nu te ajută. Și gândește la situațiile în care te confrunți, prin care diavolul ți-a zis, până aici ți-a fost. Știi ce? Ridică-te în picioare și spui, ai strânit pe cine nu trebuie. Până aici ți-a fost ție, nu mie. Și începe prin credință, pentru că hai să spun o chestie, că ești un fel. Ești o lumină și că s-a prinde pe el. Poate să fie cipăt contra Dumnezeu cât vrea. Cedează pentru că s-a prins pe el și ăsta ești tu. Și începe să meditezi la lucrurile astea. Că tu ar trebui să fii ca un polițist dintr-o la cu te trage între frânt. Că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ești Fiul lui Dumnezeu și porți împărăția lui. Și chiar dacă lucrurile nu merg până aici le-a fost. Pentru că tu mergi mai departe prin credință, nu prin ceea ce văd ochii tăi. Ceea ce vezi ochii, dacă te împiedică și pornește prin credință, ce va fi? Ce declar peste tine? Părăția lui Dumnezeu e neprihănire, e pace, e bucurie, este vindecare, este prosperitate, este dărnicie, este tot ce vrea ca sufletul tău și tot ce e poșul de sărășit. Așa e părăția lui Dumnezeu. Așa că uită-te la ce ți-a zis diavolul că până acum ți-a fost și zic, ba nu, mai bine nu mă strâneai, până aici s-a fost ție. Și hai să ne din viața ta, când una lângă lui Dumnezeu și declară aici cerului, până aici ți-a fost, mai bine mă lăsa în pace, nu mai lăsa, ți-a venit ție ziua și nu mie ziua. Amin? Amin? We'll be right back.
Thank you.
veșnicie. Vei continua tu să te mâni din generație în generație. Oare să nu violezi tu din nou ca astfel poporul tău să se bucure iarăși de tine? Doamne, arată-ne iarăși îndurarea ta. Dă-ne din nou mântuirea ta. Eu voi asculta ce vorbește Domnul Dumnezeu, căci El promite pace, pacea poporului său și credincioșilor săi. Numai ei se întoarcă la nebunie. Într-adevăr, mântuirea lui este aproape de cei ce se tem de El, pentru ca slava să locuiască în țara noastră. Mântuirea lui este aproape de cei ce se tem de El, pentru ca slava să locuiască în România. Îndurarea și adevărul se întâlnesc, iar dreptate și pacea se salută. Adevărul lăsat din pământ, iar dreptatea primește din ceruri. Da, Domnul dă ceea ce este bun, iar pământul nostru își dă rodul. Dreptatea merge înaintea lui și pregătește-i calea. Care ne preocupă, care ne consumă. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ai început trezirea, Doamne. Sunt convins de ea, o declarat peste noi dimineața asta. O primim ca o trezire în Duhul nostru, Doamne, o trezire care ne afectează pe noi înainte de a afecta lumea, Doamne. Și îți mulțumesc că Tu stârnești Duhul în noi pentru ceasul care va veni. Și în numele Iisus Hristos îți mulțumim că ne faci parte de lucrările Tatălui pentru generația aceasta. În numele Iisus Hristos. Amin. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânte.